deschisă ședința ordinară Consiliul Local Tulcea. Validează mandatele următorilor consilieri locali: Ciuranu Constantin, Partid Național Liberal, Mergean Ioana Elena, Partid Național Liberal și Mocanu Laurențiu, Pro-România. Invalidează mandatul de consilier local Ciuranu Sufri Lucian. Cu apel în trebuie de comunicare, acesta este și motivul pentru care astăzi a fost convocată această ședință, pentru că a rămas hotărârea definitivă și revocabilă. Invit cei trei consilieri locali validați să depună jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Tulcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Tulcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Tulcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Pentru că toți dintre dumneavoastră ați depus jurământul pentru a vă exercita funcția de ales local, în Consiliul Local al Municipiului Tulcea, vreau să vă doresc cât mai mult succes în activitatea pe care o veți desfășura în cadrul Consiliului Municipiului, să propuneți și să dezbateți cele mai frumoase și mai trainice soluții pentru rezolvarea problemelor locuitorilor municipiului Tulcea, pentru dezvoltarea orașului Tulcea. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepremierului municipiului Tulcea. Da. Propunerea noastră este domnul Drăniceanu Daniel. Cristian Porneală. Am trei propuneri. Deci un buletin de vot care va avea trei propuneri. Domnul George, în ordine alfabetică? Sau în ordinea propunerilor? Nu, nu, nu. În ordinea propunerilor? În ordinea propunerilor. Atunci, pentru că există totuși o majoritate. Din partea Partidului Național Liberal, George Șinghi. Ca președinte de ședință voi continua din partea Partidului Social Democrat, Dan Drădeceanu. Și din partea Alianței USR, plus domnul Porneală Cristian. După domnul Marin, doamna mea. Să nu votez cu pixul de la PSD, ci cu pixul de la PSD. Domnule viceprimar, George Șinghi, felicitări. Cel de-al doilea viceprimar al municipiului Tulcea. Vă rog propuneri. Domnul Dragoș Simion, de la Partidul Ecologist Român. Doamna Luca Andaluzia, din partea grupului PSD. Vă propun pe colegul meu de la Alianța USR Plus, Cristian Porneală. Domnul Dragoș Simion, aveți 12 voturi pentru, sunteți al doilea viceprimar. Și așa cum a decurs întâlnirea consilierilor, astăzi avem viceprimarii municipiului Tulcea, pe colegul George Șinghi și pe colegul Dragoș Simion. Ei sunt cei cu care împreună, începând de mâine, începând de astăzi, vom delega și vom exercita atribuțiile funcției. Sunt doar o mică parte din ceea ce trebuie să cunosc în toate structurile aparatului de specialitate, că avem foarte multe informații pe care trebuie să le asimilăm și să le înțelegem. De asemenea,
pe care trebuie să le punem la punct. Sunt convins că în perioada următoare vom începe să le cunoaștem mult mai bine. Intenția noastră este clară, atât timp cât bugetul local este copleșit de subvenții, cât timp fondurile europene nu au fost generoase pentru municipiul Tulcea, în sensul că municipiul nu le-a atras până acum, cât timp structurile pe care municipiul le gestionează, de la servicii publice și până la alte atribuții de specialitate, cum ar fi urbanismul, întâmpină mari probleme, foarte mari probleme. Am deschis drumul comunicării și sunt convins că împreună cu colegii mei și cu cei care vor mai veni în perioada imediat următoare, vom începe să ne reorganizăm mult mai eficient. Vreau să dau cuvântul și lor și încep cu George. Vreau să le mulțumesc în primul rând colegilor pentru încredere și pentru votul acordat și întregului Consiliu Local, bineînțeles. Vă asigur ca și colegii mei că ne vom da toată silința, toată priceperea pentru a face lucruri foarte frumoase aici în primărie. Suntem o echipă, un început de echipă, dar foarte închegată și foarte determinată și eu sunt sigur că împreună și cu sprijinul altor colegi vom face performanță la primăria Tulcea, așa cum s-a mai făcut. Vreau să mulțumesc colegilor pentru încrederea acordată, iar începând de azi, așa cum a spus și domnul primar, suntem pe calea cea dreaptă, corectă și suntem împreună o echipă compactă, o echipă care suntem orientată către performanță, aspect pe care cu toții ne-l dorim, lucruri pe care ne le dorim să se întâmple la Tulcea și se vor întâmpla cu siguranță, pentru că suntem dispuși să facem toate eforturile necesare pentru ca Tulcea să evolueze și Tulcea să redevină acel oraș de care să fim mândri.